1984, când mitropolitul, din cauza regimului comunist, a fost nevoit să părăsească casa, chiar și țara, a plecat în Franța. Casa a rămas închisă 2-3 ani, iar Mănăstirea Neamț a oferit această casă scriitorului Mihail Sadoveanu pentru creație și odihnă. El știa de această casă, scriitorul Sadoveanu, fiind că obișnuia să vină la Mănăstirea Neamț încă din anul 1908. Și aflând că această casă este liberă, a obținut foarte ușor. Și, după cum vă spuneam, a obținut-o doar pentru creație și odihnă. Venea aici numai în perioada de vară. În rest, el locuia la București. A locuit aici din anul 1944 până în anul 1961, după cum se vede, ia uite-te tu pe poze. Da, se domn profesor. Se vede aici? Brici. A, e mortalissimă. A trebuit ceva. Mișcă-te acum. Dă din coadă. Dă, mă, din coadă, bă. Mugește, bă, în boa mărâce, bă. Undeva? Uitați acolo, în stânga. Acolo. Și era în stânga de acolo, dar nu puteți filma, ce l-ai mare. Unde mai e pește? Care, mă? Ăla de acolo mai e. În stânga, uitați în stânga. Stânga este aici și mai sunt mulți acolo. Da? Păi ce pache e acolo? Păi iau un picnic. Hai, până-nite, la... Ia uzi, ia. Hei, ia uzi, ia uzi. De care faci învăluța de alea, așa? Hai, mortală chestia, hai! Hai, hai, mă, copii, mă! Băi, la sărbarea de sfârșit de an o să aveți o sârbă, hai! Hai, hai, hai! Da, îi dau la început, dacă vreau. Hai! Eu vreau să luăm așa, să tărim toată. Hai! 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 Hai, Irina! Stai, doamne, așa! Păi, căvara, căvara! Căvara, căvara! Cântați voi și voi! A filmat gata. În paraclisa Domnului Maicii Domnului, pe strân, Părintele Vicente Mălău, un mare stareț și duhovnic al Mănăstirii Secu, a scris câteva cugetări.
Eu am să le spun, important este să ne reținem și să punem în practică ceea ce este folos pentru suflet. Omul rău e cu desăvârșire rău când se preface că e bun. O conștiință fără Dumnezeu e ca un tribunal fără judecători. A nu te mânia niciodată e semn de mare înțelepciune. Mânia e o scurtă nebunie. Durerea e o învățătură. În anii durerii am învățat să mă rog. Leneșul e frate cu cerșătorul. Trândăvia e mama tuturor păcatelor. A ponegri pe altul e cea mai mare crimă. Altora să ierți totdeauna, ție niciodată. Din faptele tale vei fi judecată slugă vicleană. O cameră fără cărți e un trup fără suflet. Ce știe tot, nimic nu e mai liber ca cugetarea. Asta sunt doar să punem în practică ceea ce este folos pentru suflet, măcar măsura sfertului. Măsura sfertului. Când citești o carte, nu poți să o reții întregime, dar să reții măcar un sfert din cât ai citit, să înțelegi un sfert din cât ai reținut și să faci un sfert din cât ai înțeles și tot rămâi cu ceva. Pentru că spune Sfântul Apostol Iacov, credința fără fapte este moartă ca trupul fără suflet. Iar în altă parte spune așa, faceți fapte vrednice și de pocăință. Noi acum fapte facem. Să dea Dumnezeu să facem și fapte bune. Cele rele, ori vrem, ori vrem, tot le facem. Dar Dumnezeu este de lung răbdător și milostiv. Nu vrea moartea păcătosului și să-mi doagă să fie viu și vrea ca tot să mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Dumnezeu să vă dea sănătate și mântuire. Să rămână părinte. Eu te văd ce greu urcă.